Indiferent cât de mare ar fi criza sau inflația ridicată, timișorencele nu vor să renunțe nici în ruptul capului la rochea de mireasă, așa cum au visat-o încă din copilărie. Și pentru că este sezonul nunților, ne-am oprit la una dintre casele de modă de acest gen, pentru a ne lămuri care este trendul în această vară. Se pare că trendul continuă. Rochile accesorizate sunt în continuare la modă. Da, într-adevăr, indiferent de criză, miresele își cumpără rochii și preferă modele mai îndrăznețe, indiferent de preț. Accesoriile rămân în continuare, să zicem așa, o fiță pentru viitoarele mirese. Nu neapărat. Accesoriile completează rochița. De pe rochițe nu pot lipsi cristalele sau perluțele, modelele cele mai vândute fiind cele accesorizate. Swarovski sunt care simple de tot, sunt, contează tot de ceea ce își dorește mireasa, într-adevăr. Anul acesta ați simțit criza? Nu. Nu n-am simțit-o, pentru că avem rochii frumoase și nu prea scumpe și pentru gusturile tuturor. O rochie simplă albă nu mai este ceva de interes, asta deoarece viitoarele mirese vor să fie cât mai deosebite, nu doar prin coafură și machiaj, ci și prin modelul rochiei de mireasă, care trebuie să aibă ceva aparte. Rochia bănuiesc că este elementul cel mai important și mai esențial pentru o mireasă. Văd că ai decis. Da, așa este. Eu și viitorul soț am decis acest model, care e foarte frumos și e altceva. Ai căutat mult? Nu, de la târgu de nunți din iarnă. De acolo am achiziționat-o. Spune-te rog frumos, în vremurile astea, să zicem așa, de criză financiară, contează cât costă rochia? Contează și cât costă, dar în momentul în care am văzut-o, m-am decis pe loc că e a mea și indiferent cât ar fi costat, tot aș fi cumpărat-o. Deci, contează și asta, dar mi-a plăcut, mi-a stat bine cum am îmbrăcat-o și restul n-a contat. Oricum, ca și preț, a fost destul de accesibilă. Indiferent de modelul ales, miresele care vor spune da în această vară, cu siguranță vor fi frumoase și sclipitoare, iar nouă nu ne rămâne decât să le urăm fericire și bucurie.